got you sleeping in a bed of clouds. You live to work and work to live without a single doubt. Thick white sheets as a shield that keeps you safe and sound. Now wake up, dear. Wake up now. Wake up, dear. The sun is out. What if it was you turning on the news about war? Countries fighting over things that happened way before you were born. And you just pray, pray, and pray that it all will be okay in the morning. Wake up, dear. Now, wake up, dear. We're going down. This is home, I know it, dear. We gotta leave. Try to stuff your whole life in a backpack of memories before you even get the chance. Atâta putere spre noi, la mine asta a ajuns. Foarte multă putere, curaj. Și mi-am dat seama că așa te exprim cel mai bine. Pasiunea care se întâlnește cu emoția creează un moment atât de special încât îți rămâne în suflet și în minte. O să mă gândesc o perioadă doar la tine, la momentul tău. Nu știu, a venit ceva spre mine care m-a atins și mă bucur că s-a întâmplat asta. Îți mulțumesc. Mulțumesc. Andy. Așa e. A pus foarte multă pasiune în tot ceea ce a făcut astăzi. Asta am simțit și eu de fiecare dată când s-a desprins de scenă și a aterizat din nou pe ea. Și m-am surprins de două ori uitându-mă să văd că are 9 ani, pentru că în continuare am aceeași stare ciudată în care mă uit pe scenă și nu vine să cred că e posibil ceea ce văd pentru vârsta pe care ea o are. Și mai e ceva, în astfel de momente îmi place să trag ochiul la susținători, la părinți, să văd emoția lor. Și trebuie să mărturisesc că de data asta n-am reușit să fac deloc lucrul ăsta, pentru că n-am reușit să-mi iau ochii de la tine. Mulțumesc! Bravo! Erica, a fost foarte frumos ceea ce am văzut și cred că tu vei avea șansa să vezi lumea de la un etaj mai sus decât l-a văzut mama ta. Mulțumesc! Îți văd pasiunea, ai talent, ai tot ce trebuie. Și ești foarte serioasă atunci când începe muzica și până se termine ești foarte serioasă, după care ești un copil foarte modest și căruia îi strălucesc ochii într-un fel aparte. Mulțumesc! Aș spune că faci parte din categoria copiilor fenomen despre care noi tot vorbim. Copiii care ridică atât de mult ștacheta încât fac aproape ei
aproape imposibil pentru adulți să mai vină aici pe scenă și să se ridice la nivelul copiilor. Adică s-au inversat puțin rolurile. Patru de Dane, ne vedem în etapa următoare.